Bun găsit, doamnelor și domnilor! E fierbere pe scena politică și sunt ore și zile hotărătoare cele care vin, chiar dacă în weekend ne-am fi așteptat să se mai calmeze spiritele. Este posibil ca tocmai în weekend să fie luate niște decizii importante în coaliția PNL-PSD, pentru că sunt probleme, cel puțin în acest moment, legate de candidatura medicului Cătălin Cârstoiu. Probabil v-au ajuns la ureche toate aceste probleme care au apărut în campanie și pe care, poate, cine știe, le va lămuri el însuși într-o conferință de presă, pentru că așa i s-a solicitat, de altfel, din mai multe surse, să vină cu propriile dumnealui clarificări și să lămurească toate acuzațiile care i-au fost aduse în ultima perioadă. Dar până una alta, până să aflăm ce se va întâmpla cu candidatul PNL-PSD, dacă va rămâne Cătălin Cârstoiu, dacă va fi un alt candidat, sunt și aici mai multe scenarii și în PNL și în PSD și este astăzi un anunț important și la ora 12 își depune Cristian Popescu Piedone candidatura. Până vedem toate aceste lucruri, ne face un rezumat al datelor pe care le avem colegul nostru Cornel Chitucea în câteva momente. Vă prezint însă și invitații în legătură telefonică directă cu noi, analistul Radu Dericote. În câteva momente vom vorbi despre scenariile posibile. De asemenea, în legătură directă cu noi, din partea USR, este Victor Ilie, de asemenea, din partea PNL, Mircea Hava și din partea PSD, Bogdan Matei. O garnitură plină, da, în acest moment de politicieni. Le mulțumesc tuturor că au acceptat invitația noastră și începem cu o relatare din partea colegului nostru Cornel Chitucea. Vă spuneam deja că ne aduce ultimele date și le ascultăm chiar acum. Bine te-am regăsit, Irina. Bun găsit, doamnelor și domnilor. Sunt tensiuni în ceea ce privește coaliția de guvernare, în condițiile în care știm că acel candidat propus de către cei din PSD și PNL, Cătălin Cârstoiu, ridică semne de întrebare în ceea ce privește următoarea perioadă. Pentru că știm, Marcel Ciolacu a spus public că își dorește din partea lui Cătălin Cârstoiu să inițieze și, bineînțeles, să susțină o conferință de presă în care să lămurească mai ales bucureștenii în ceea ce privește, pe de o parte, incompatibilitatea de care s-a vorbit în ultima perioadă, iar pe de cealaltă parte, bineînțeles, acele idei legate de ajutorul pe care l-a dat Cătălin Cârstoiu la un spital privat din București. Vedem că premierul Marcel Ciolacu se află într-o vizită externă în Qatar, va reveni până luni, iar, potrivit surselor noastre, în prima zi a săptămânii, la prima oră chiar, va avea loc o ședință a coaliției de guvernare în care se va discuta, bineînțeles, în prezența candidatului comun despre ce se va întâmpla în perioada următoare. Pentru că vedem, pe de o parte, s-a discutat despre o presupusă susținere pe care ar fi avut-o Cristian Popescu Piedone din partea Partidului Social Democrat în interiorul ședințelor, însă vedem că în mai puțin de oră Cristian Popescu Piedone, actualul primar al sectorului 5, va ajunge la biroul central din capitală pentru a-și depune semnăturile. Vom vedea ce se va întâmpla în condițiile în care știm că spunea Nicolae Ciucă, liderul PNL, faptul că în niciun caz nu va fi susținut Cristian Popescu Piedone de partidul pe care îl reprezintă și deja sunt nume importante care vin în cazul în care Cătălin Cârstoiu ar ieși din cărți. Vorbim, pe de o parte, de către cei din PSD, care am văzut că discută, potrivit unor surse, despre Robert Negoiță și spunea primarul sectorului 3 că e deschis pentru o eventuală candidatură dacă cei din coaliție îi vor cere asta sau din PSD. Vom vedea până la urmă dacă cei din PSD și din PNL vor merge sau nu cu un candidat comun. Iar pe de cealaltă parte, privim puțin și către cei din PNL, spun foarte clar că nu l-ar fi susținut pe Cristian Popescu Piedone și în aceste condiții sunt mai multe nume care se vehiculează pe surse. Am văzut inclusiv numele lui Sebastian Burduja, care înainte de apariția lui Cătălin Cârstoiu a fost sondat de către cei din coaliție. Iar un alt nume important din PNL este domnul Stolojan, care știm că a avut mai multe apariții publice în perioadele trecute. Vom vedea până la urmă ce va spune și Cristian Popescu Piedone când va ajunge aici, vă spuneam, în mai puțin de oră.
Cornel Chitucea, mulțumim foarte mult, este la sediul Biroului Electoral Central și cu siguranță vom vedea în direct declarațiile, dacă vor fi făcute, bineînțeles, de Cristian Popescu Piedone. Și începem cu o prezentare a situației, pentru că în acest moment pare a fi o chestiune greu de rezolvat pentru ambele partide, și PSD și PNL, pentru că suntem destul de aproape de alegerile propriu-zise și așa candidatul celor două partide a fost prezentat destul de târziu și au venit și imediat problemele peste el. Radu Delicote, ce soluții au cele două partide să iasă basma curată din povestea asta? Să lase, să comunice cât mai repede, să-și lase candidatul actual să comunice cât mai repede și să, eu știu, explice toată situația ca atare, pentru că, deși pare complicată, cu cât trece timpul mai mult, cu atât criza sau eventuale, nu știu, scenarii sau eventuale situații, acuze, etc., se pot adânci. Și atunci, în teorie, cu cât ești mai proactiv într-o situație de acest gen, cu atât reușești să stingi eventualele incendii care se pot extinde. Ori din acest punct de vedere, fiecare, nu m-aș duce în fatalismul că fiecare minut contează, dar fiecare moment contează. E ca în fotbal, că dacă ai ratat o fază, s-ar putea să ratezi golul. Și atunci să-și lase candidatul sau să-și împingă, să comunice, să iasă în față și să fie deschis. Atât de deschis cât se poate și atât de transparent cât se poate. Și să comunice și să rămână tot cu el? E bună întrebare, pentru că sunt convins că fiecare dintre cele două partide și-au făcut, fiecare și-a făcut calculul electoral, dar și politic. Și acum discuția este următoarea. Te uiți la un candidat care, să spunem că nu este în momentul de față cel mai notoriu din București, automat nu are în sondajele de opinie cea mai mare intenție de vot, sau, și mergi cu el până la capăt, sau reușești să găsești o soluție de compromis și ce scrie la Consiliul General și pe lista de consilieri. Și mi se pare că miza reală politică în administrație pentru primăria generală aici este Consiliul General, pentru că, de fapt, Consiliul este cel cu care îți poți trece sau cu care nu îți poți trece anumite proiecte de interes local. Și să se revină așadar la candidații inițiale ar fi o soluție sau le-ar face și mai mult rău celor două partide dacă ar reveni la Sebastian Burduja, respectiv Gabriela Firea? Vedeți că aici discuția este următoarea, că aceste nume, da, ele au mai fost sondate și cumva partidele au spus nu mergem cu fiecare candidat al nostru și vom merge ca o echipă. Ei bine, în momentul de față, echipa are anumite probleme, scârție, da, ca să fiu colocvial în exprimare, la nivel de imagine, și atunci ce faci? Te întorci înapoi la echipă, la numele cu care inițial ai spus că nu ieși. Sigur, nu mă uit la Gabriela Firea sau la Sebastian Burduja, căci sunt oameni de partid și sunt convins că vor spune da atunci, da, când liderile vor cere să iasă în față. Problema este de percepție. Da. Ce vor crede oamenii? Ce cred oamenii în această horă? Și cred că intuiția mea de analist se duce în două direcții. Fie voturile migrează natural către ceilalți doi candidați mai notorii, ar fi un scenariu, sau doi, efectiv oamenii o să rămână, nu știu, nemulțumiți, nehotărâși, nu o să iasă la vot. Cumva din ambele scenarii, de repet, sunt doar scenarii, să știți că la final tot electoratul pierde. Da, din păcate, pentru că ar trebui să fie lucrurile clare, să știm foarte clar cu cine votăm și de ce. Mulțumesc foarte mult, Radu Delicote, a fost în legătură telefonică directă cu noi și m-aș îndrepta acum spre domnul Matei, pentru că este PSD-ul cel puțin în acest moment mai legat, pare a fi mai legat ca imagine de Cătălin Cârstoiu și de asta v-aș întreba, domnule Matei, dacă s-a discutat deja în partid despre o posibilă piatră de moară, dacă e așa, dacă nu se clarifică lucrurile. Nu, în acest moment nu s-a discutat în interiorul Partidului Social Democrat despre o piatră de moară, așa cum spuneți dumneavoastră. Aceste decizii se iau alături de partenerii noștri, și anume Partidul Național Liberal. Cred că important este ca domnul profesor Cârstoiu să facă această conferință de presă și să lămurească toate aspectele în fața presei, pentru că așa mi se pare normal în momentul în care ești candidat la primăria capitalei. Iar mai apoi, în ședința coaliției de luni, unde și domnia sa va fi prezent, cu siguranță că va lămuri toate aceste aspecte. Din declarațiile
apărute și făcute de către domnul profesor, nu apare niciun indiciu că domnia sa ar fi incompatibil sau, mă rog, alte probleme legate de respectarea legii. Deci, din această perspectivă, cred că în acest moment nu putem să vorbim decât despre acest candidat comun pe care l-au atât PSD cât și PNL, în persoana domnului profesor Cârstoi. În cazul în care nu va mai fi un candidat comun, domnule Hava, am auzit deja de la președintele PNL că sunt mai multe scenarii. Nu a vrut dumneavoastră să ne spună care sunt acele scenarii și bănuiesc că nici dumneavoastră nu veți face asta pentru că nu ar fi corect, dar ne-ați putea da câteva indicii pentru că e plauzibil și acest scenariu. Bună ziua! Da, vorbiți de scenarii, știți că nu o să vi le spun nici dacă le-aș ști, dar nu le știu și îmi cereți niște indicii. Dacă nu am scenariile, nu pot să vă dau niciun indiciu. Dar eu mă duc pe singurul scenariu pe care îl avem la această oră, să-i spunem scenariu. Domnul profesor trebuie să iasă și să spună tot ceea ce poate să spună și tot ceea ce trebuie să lămurească. Și asta trebuie făcută foarte repede și trebuie să înceapă să devină proactiv, proreactiv la tot ceea ce încearcă să îi se impute. Coaliția, suntem într-o coaliție, singura instituție, în ghilimele, care poate să hotărască ceea ce se va întâmpla este această coaliție, care poate va fi, adică sigur va fi luni, poate va fi mai repede. Cu cât mai repede o zi, cu atât mai bine. Nu pot eu să hotărăsc când va fi coaliția, însă pot să le sugerez colegilor. Este drept, în partide se discută. Ar fi culmea să nu se discute în partide când avem o problemă. Și atunci în partide se discută. Însă nu s-a luat nicio decizie. Deciziile se iau în coaliție. Și cred că odată trebuie să arătăm la toată lumea că putem să rămânem în coaliție, chiar dacă mai sunt și probleme. Problema, eu cred că poate să fie rezolvată și putem să mergem înainte cu domnul doctor, cu domnul profesor, dar obligatoriu dânsul trebuie să facă acea conferință de presă sau cum crede dânsul, în care să lămurească toate problemele care îi se impută. Domnule Hava, aveți experiență în politică și nu numai în politică, aveți experiență și în administrație și știți ce înseamnă să fie deal. Dar, dincolo de asta, și știu că țineți neapărat să mergeți pe linia aceea, pe poezia pe care o recită unii colegi de dumneavoastră, evident, dar dacă ar fi în urma experienței pe care o aveți și a viziunii politice să ne prezentați personal câteva caracteristici ale candidatului ideal din partea PNL, dacă ar fi așa. Care ar fi acestea? Vă mai spun câteva. Nu există nicio școală și nu există niciun loc în care poți să te formezi în această meserie. Poți să-i spun o meserie, meseria de el. Numărul rând trebuie să o ai pe chestiunea asta în suflet, să vrei să lucrezi pentru oameni și să dorești să lucrezi. Sunt multe de sacrificat, însă sunt multe și sunt multe lucruri care îți fac o bucurie. Pentru că ce poate fi mai mare bucuria decât să vezi oamenii că sunt altfel și că zâmbesc. Și Bucureștiul are, harul Domnului, probleme pe care poate să le, pe care nu se pot rezolva în 4 ani sau în 5 ani, deci în 10 ani. Din nefericire, aș vrea să se rezolve în 2 ani de zile, pentru că este capitala noastră. Eu n-am trecut prin asemenea, nici eu și nici colegii mei, pentru că totdeauna am măsurat foarte bine înainte și nu am mers pe chestiuni de genul ăsta, că poate să vină cineva de undeva care va emoționa și lumea va ieși la vot. Am propus tot timpul oameni care sunt legați un pic de această meserie, care au fost, care au făcut o tură, poate au fost viceprimari. Sunt oameni care au făcut un pic de ucenicie, să spun, la locul de muncă, în primărie, în administrație. Eu asta cred. Asta cred și asta o să spun tot timpul. Și asta este și dovada succesului în județul Alba, în care, ce să vă spun, aproape toți primarii sunt primari ai PNL-ului. Pentru că și asta nu s-a făcut în 2 ani de zile, ci s-a făcut în ani, în foarte mulți ani de zile. Pe care pe mulți am schimbat, pe alții am ajutat.
Construcția este destul de grea, însă trebuie să vrei, în primul rând să vrei să faci această construcție. E o nuanță foarte interesantă, domnule Ilie, faptul că, și domnul Hava clar știe ce vorbește, că nu poți să faci în 4 ani de zile tot ce ți-ai propus. Este fix ceea ce spune și Nicușor Dan, adică s-ar potrivi acelui portret robot, ca să spunem așa, al candidatului ideal din partea dreptei. Ar mai fi într-adevăr o variantă, încă un candidat care s-ar potrivi, și anume domnul Neguiță, care și el are experiență, e de atâta vreme primar și a spus că dacă vrea coaliția poate să candideze, pentru că evident pe domnul Piedone nu putem să-l implicăm în poveste, că PNL-ul a spus clar că nu-l susține. Domnul Reghie. Da. Într-adevăr, Nicușor Dan este primarul în funcție, este primarul care își dorește și luptă pentru o capitală modernă, a crescut eficiența transportului public, a făcut investiții în termoficare, arată deschiderea către o capitală modernă de care bucureștenii au nevoie. Pe de altă parte, dacă ne uităm la acest bambilici al celor de la Partidul Comasat Român, care, atenție, ei își doresc să conducă România pentru următorii 10 ani, dar toată România. De aceea și-au pus candidați unici, în special acolo unde există primari de la USR. E uimitor cum ei nu au un candidat credibil pentru cea mai importantă dintre funcțiile pentru care oamenii merg la vot în 9 iunie, pe cea de primar general al Capitalei. Evident că domnul Cârstoiu nu este un candidat credibil. Tot ce au reușit să aducă aceste două partide, care merg spre comasare așa încet, încet, este un om care a făcut avere, o avere considerabilă, trimițând bolnavii de la spitalul de stat la privat, la firma soției. Bun, adică, domnul Cârstoiu, adică sper să lămurească, dar... Vedem ceva, două secunde. Vedem ceva, un pattern aici. Seamănă și cu cei de la Partidul Comasat Român, care vor să taxeze bolnavi. Avem acea taxă pe boală care în continuare aduce sute de mii de euro în fiecare zi la bugetul de stat, punându-i pe bolnavi să plătească taxe în plus. Dar apropo de ce spuneți dumneavoastră, da? Domnule Ilie, e loc la USR de o discuție cu foștii colegi până la urmă de la PNL, pentru că lucrurile s-ar simplifica foarte mult. PSD să-l susțină pe Cristian Popescu Piedone, iar PNL alături de PMP, USR și dreapta să îl susțină pe Nicușor Dan, pentru că sunt toate partide de dreapta. Până la urmă lucrurile s-ar simplifica foarte mult. E loc așadar de o discuție? Sigur că există loc de o asemenea discuție. Din păcate, PNL este între Ciocan și Nicoval acum. Practic, este cu o performanță extrem de scăzută. Este cumva ținut pe aparate de PSD și de aceea a avut nevoie de ajutorul PSD-ului să unească alegerile locale cu europarlamentare. Altfel ar fi avut un scor dezastruos la europarlamentare. Și atunci, fiind în această situație, nu poate să abandoneze PSD-ul pentru cea mai importantă funcție. Adică este ridicol. E ridicolă poziția în care PNL-ul s-a pus, slugă a PSD-ului, și acum să vină să, după ce a făcut luni de zile doar ce a zis Ciolacu, acum să zică, da, domne, ieșim de sub bocanc și venim cu candidat propriu. Sigur că da, ei au nevoie și analistul prezentat în emisiune mai devreme ne-a zis, domne, e important și Consiliu. Dacă nu ai un candidat propriu la Consiliu, nu vei avea oameni în Consiliu sau vei avea foarte puțini. Ceea ce e important pe termen lung, pe un mandat de 4 ani, unde vedem deja că scârție coaliția, poate e important să aibă și ei niște membri în Consiliu. Eu îi încurajez pe cei de la PNL să revină la valorile lor, să nu susțină nici pe Piedone, care, atenție, are o caracatiță de nepotism în primărie și trimite contracte doar la prieteni și așa mai departe, fără să dovedească nimic notabil în administrație. Cetățenii sectorului 5 sunt în proporție de doar 11% mulțumiți de performanța administrativă a primăriei. Vă dați seama și apropo de asta, se exportă la primăria generală. Și apropo de asta, domnule Hava, e o propunere cu care a venit Robert Negoiță, că nu va mai spune nu, de unde înțelegem că i s-a mai făcut propunerea, dacă va fi dumnealui candidatul comun PNL, cum vede asta? Este o discuție în coaliție, un singur lucru.
Vă rog. Cred că am pierdut legătura cu domnul Hava și o vom reface. Domnule Matei, vă rog. Alo, da, e în regulă, ne auzim. Vă ascultăm. Deci, tot timpul discutăm despre oameni și pe urmă vedem că un primar este mai important decât celălalt. Eu vă spun, fiecare primar este important pentru oamenii care l-au ales și pentru localitatea pe care o gestionează, nu o conduce. Asta ca să fie odată clar, că nu poate să fie Bucureștiul, da, este drept, este capitala României, însă primarul de acolo are aceeași importanță ca un primar dintr-o comună care se dezvoltă și, din păcate pentru București, se dezvoltă mult mai repede decât Bucureștiul. Mă, nu vreau să discut despre Nicușor, dar am văzut că eu evit să fac caracterizări sau să vorbesc despre primari. Dar astfel v-am întrebat de Robert Negoiță dacă mult îl susține PNL-ul. Nu pot să vă spun lucrul ăsta, noi suntem în coaliție. Eu sunt sigur că vor rămâne aceiași oameni care, dacă odată au dat mâna, se despart. Dacă se despart, se despart în mod cordial. Nu putem să ne întoarcem unul altul spatele pentru, chiar dacă miz. Se va discuta în coaliție, veți fi primii care veți afla. Când se discută în coaliție? Puteți să ne spuneți măcar să avem un termen, să fim atenți luni, în weekend? Luni, că... luni obligatoriu, și din ceea ce știu, lucrurile se vor tranșa. Nu s-ar azi? Putea să se facă, e posibil să se retragă azi domnul Cârstoiu? Nu cred că se va retrage domnul Cârstoiu astăzi. Deci nu cred, asta vă spun, nu știu, dar nu cred. Domnule Matei, dumneavoastră știți mai multe? E posibil să avem astăzi o retragere sau o retragere a dumnealui sau o retragere din partea partidelor care l-au propus? Nu, nu există un astfel de scenariu. Toată discuția se va purta luni în prezența domnului profesor Cârstoiu, iar eu sunt convins că după ziua de luni această coaliție PSD și PNL va merge înainte, chiar dacă foarte mulți din opoziție își doresc altceva. Am pornit pe acest drum și îl vom continua și după 2024 și sunt convins că după ședința de luni și lămuririle aduse de domnul profesor Cârstoiu, lucrurile vor rămâne. Păi și dacă domnul profesor Cârstoiu vine cu niște declarații astăzi care nu mulțumesc publicul, ce facem? Nu-i mulțumesc pe votanți, evident. Sigur, în principal domnia sa nu poate să aibă declarații decât pe textul de lege. Că aici este vorba de a lămuri pe textul de lege dacă ești sau nu incompatibil. Mai mult de atât, cred că are de dat o lămurire cu privire la acele consultații pe care le-a făcut sau nu, având anumite foloase bănești. Și pe de altă parte, dacă pacienții domniei sale de la Spitalul Universitar au fost redirecționați către clinicile private unde domnia s-a consultat sau, mă rog, nu consultat. Cred că aceste lucruri sunt de lămurit în spațiu public și odată lămurite acestea, repet, pe textul de lege, cred că lucrurile vor rămâne într-un fotaj normal și ne vedem în continuare de ceea ce avem de făcut și prezentat bucureștenilor. Mulțumesc foarte mult, revenim după publicitate, mulțumesc foarte mult domnului Hava, care știu că nu poate să rămână în continuare. Revenim cu cei de invitație de la PSD, respectiv USR, și aș vrea să vorbim o posibilitate ca viitorul candidat, dacă va fi Cristian Popescu Piedone sau altcineva, dacă vor apărea acuzații asemănătoare dintr-un alt domeniu, evident, nu medical, la adresa acelui candidat. Ce se va întâmpla dacă ia în calcul PSD cel puțin un astfel de scenariu? După publicitate discutăm despre asta. Încercăm să schițăm o concluzie, să punem cap la cap datele pe care le avem până în acest moment în legătură cu situația domnului Cârstoiu. Îl întrebam pe domnul Matei ceva mai devreme dacă PSD este pregătit pentru un scenariu în care viitorul candidat, care poate, cine știe, este domnul Piedone, este de asemenea pus în fața unor acuzații foarte grave, că deja se întâmplă asta, domnule Matei. În cazul în care, mergând doar strict pe scenariul dumneavoastră, și domnul profesor Cârstoiu, cât și domnul Piedone este acuzat, cu siguranță că trebuie să ai o nouă abordare și să vii cu propriul candidat. Dar, repet, fac doar această discuție strict pe scenariul pe care îl prezentați dumneavoastră, cu siguranță că Partidul Social Democrat trebuie să vină în fața bucureștenilor cu un nou candidat. Dar, repet, doar pe scenariul dumneavoastră.
Păi, na, nu e scenariul meu, este o variantă posibilă, că dumneavoastră ați pomenit numele domnului Piedone, cei de la PSD, nu am făcut noi legătura. Da, cred că declarațiile noastre au fost foarte clare în ultimul timp, inclusiv premierul Marcel Ciolacu a spus foarte clar că nu susținem candidatura domnului Popescu, avem un candidat al coaliției, iar în cazul în care această coaliție va stabili că nu îl vom mai susține pe domnul profesor, atunci cu siguranță că se va lua o decizie în interiorul coaliției cu privire la a avea fiecare partid în parte candidatul propriu. Dar din punctul meu de vedere, cred că este târziu o astfel de abordare. Da, sunteți pregătiți pentru acuzațiile la adresa domnului Piedone, că sunt proaspete și acestea și nu puține? Cu siguranță că suntem la actualitate cu tot ceea ce se întâmplă. Da, îi mulțumesc foarte mult domnului Matei și tragem concluziile cu domnul Ilie de la USR, care îmi spunea ceva mai devreme că ar mai exista o portiță de dialog cu cei de la PNL, pentru că până la urmă ați fost împreună la guvernare, aveți valori comune, deci dacă ne-am gândit la o, nu știu, repoziționare a PNL în susținerea lui Nicușor Dan, dumneavoastră n-ați fi împotrivă. Păi nu, discuțiile cu PNL-ul sunt simple. Dacă ei vor să-l susțină pe Nicușor Dan, cum au făcut-o și în 2020, foarte bine, nu avem de ce să ne opunem unei astfel de discuții. De altfel, PNL-ul a asigurat și majoritatea în Consiliul General o bună bucată de timp, până când au venit alegerile și s-au gândit că trebuie să se distanțeze de Nicușor Dan. Nu le-a făcut bine, că au blocat bugetul primăriei capitalei mai multe luni de zile. Poate că își dau seama că alianța asta cu PSD-ul e greșită, dar aici una vorbim de membrii de rând ai PNL-ului, care sunt din ce în ce mai distanțați de conducere, care conducerea PNL-ului merge înainte la braț cu Ciolacu, probabil în mare parte din interese personale. Vor să se păstreze la conducerea PNL-ului și PSD-ul le asigură acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult, a fost Victor Ilie din partea USR. Ne oprim aici în analiza politică. În scurt timp este așteptat Cristian Popescu Piedone la Biroul Electoral Central și cu siguranță jurnaliștii îl vor întreba cum vede el lucrurile, în special în legătură cu o posibilă susținere din partea PSD, pentru că din partea PNL lucrurile sunt destul de clare. L-am auzit inclusiv pe președintele partidului spunând că au niște scenarii în minte, dar că acestea nu îl includ pe Cristian Popescu Piedone. Și apropo, are și Cristian Popescu Piedone de răspuns la niște acuzații foarte grave, așa cum îi se cere lui Cătălin Cârstoiu să răspundă la acuzații grave și Cristian Popescu Piedone are de făcut ceva asemănător, dacă se va întâmpla și dacă va considera, bineînțeles, în perioada următoare. Revenim în câteva momente. Urmărim ce se întâmplă și în conflictul dintre Israel și Iran, pentru că Iranul a raportat o rachetă lansată de israelieni care ar fi lovit centrul țării. De asemenea, autoritățile iraniene au transmis că mai multe drone au fost interceptate în cursul nopții în jurul orașului Isfahan. Sistemele de apărare antiaeriene au fost activate de urgență, iar alarmele au sunat în mai multe zone din țară. Explozii au fost însă și în Siria și Irak, state care sprijină Iranul. Sistemele de apărare antiaeriene au fost activate în mai multe regiuni. Până în acest moment, oficialitățile israeliene nu au revendicat atacul, susținând că alertele au fost false. Între timp, oficialii americani au confirmat că Israelul a efectuat operațiuni militare împotriva Iranului, dar nu au descris aceste operațiuni. Între timp, așadar, tensiunea din Orientul Mijlociu a escaladat după ce Iranul a lansat peste 300 de rachete asupra Israelului. La scurt timp după atac, oficialii israelieni au transmis că vor exista consecințe dezastruoase. Urmărim așadar ce se întâmplă și în acest context și vom reveni cu siguranță cu date noi pe parcursul zilei. Ne oprim aici, eu sunt Irina Petraru, vă mulțumesc pentru atenție de la Fix News Pass cu Laura Chiriac. Rămâneți pe bemute!